Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Forul Famei. Iată-ne împreună și nu pentru o problemă obișnuită, ci pe una, pentru o problemă mai interesantă, destul de interesant mi se pare mie, una americană, pentru nepoțica mea deosebit. Ea este cea care mi-a propus această problemă. Ea, problema sună așa. Dacă am o sumă de 5,24 lei și la dispoziția am un ban, amonez de un ban, de 5 bani, de 10 bani, de 25 de bani, de 50 de bani și un leu, deci dacă am la dispoziție aceste 6 variante, cum aș putea să plătesc suma aceasta doar cu 4 din ele? Deci doar cu 4 din ele. Și număr egal. Și ca număr, ele fiind egal. Foarte important. Da, e foarte bine că m-ai ajutat, că uitam din ea. Încă o dată. Deci având suma de 5,24 de lei, întrebarea este cum putem plăti această sumă, cum o putem acoperi, folosind doar 4 din cele 6 variante. Doar 4. Și numărul lor fiind egal. Adică, fie că folosim câte 2 din fiecare monedă, deci 2 bani, 5 bani, 10 bani, 25 de bani, 50 de bani și 1 leu. Da. Fie că folosim din cele 6, doar 4 din ele, dar în număr egal. În sensul că câte 2 sau câte 3 de fiecare, câte 4, câte 5, nu știm exact. Important este că sunt în număr egal la acoperirea acestei sume. Deci, insist încă o dată, să înțelegi bine, nu ne putem apuca de o problemă. Decât dacă am înțeles-o foarte bine. Deci asta e suma. Astea sunt cele 6 variante, nu? De monezi. Folosind un număr egal, doar 4 din ele, din cele 6, în număr egal pentru fiecare tip, să putem acoperi suma. Și acum, sigur că în fața oricărei probleme, suntem în ceaț. Nu avem nicio idee. Pentru moment, așa cum mai spuneam și altă dată, mintea ne fuge la Doamne, Doamne, și spune, Doamne, dă-mi o idee. Nu odată ne-am aflat în fața unei astfel de situații. Și la întâmplare, dacă luăm, va fi foarte greu. Ceva trebuie să facem. Ceva trebuie să facem. Ceva trebuie să încercăm. Acum, dar mă întreb, de ce autorul ne-a dat libertatea să luăm doar 4 din cele 6 variante? Oare dacă ne oferea posibilitatea să luăm 5, am fi pornit în problemă? Nu știu. Poate cu 5 monezi din cele 6 le puteam chiar surprinde pe toate variantele. Pentru că eu, la urma urmei, pot să mă gândesc așa, că am o mulțime cu elementele 1, 5, mai pus un banc, să se înțelege, 10, 25, 50 și 100. Avem 100 de bani, ca să mergem la aceeași unitate de măsură. Ei, dacă ne-ar fi oferit posibilitatea să spunem să acoperim suma aceea doar cu 5 din cele 6, le-am fi putut genera pe toate. Ce însemna? Însemna să renunțăm la unul din ele, nu? Dacă renunțăm la 1, le putem scrie pe toate, renunțăm la 5, le avem pe toate celelalte 5 variante și așa mai departe. Deci, iată, în condițiile în care ar fi fost așa, aș fi avut variantele, poftim? Deci aș fi avut variantele următoare. 5. Adică 5 plus
5, deci prima variantă, 1, da? Varianta 1, 5 plus 10 plus 25 plus 50 plus 100 plus 100 ar fi fost suma pe care o acopeream cu cele 5. Faci aici. Trebuie cu 5, cu 4, trebuie. Lasă-mi un pic să fac intrarea în problemă. Că nu putem face deodată. Da, ascultă-mă un pic. Deci dacă ar fi fost așa, am fi avut varianta 1, varianta 2, care însemna 1 plus 5 plus 10 plus 25 plus 50 și plus 100. Deci dacă am fi avut... Deci 5 lipsește acum, da? 1 plus 10. Data viitoare să fie plus 1 plus 5. Aici era 5. Deci 5, 10. 10 aici. Deci varianta întâi este 5, 10, 25, 50, 100. Acum varianta 2 este 1, 10, 25, plus 50, plus 100. Varianta 3 e 1 plus 5, plus 25, plus 50, plus 100. Varianta 4 ar fi fost 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 25 lipsește. Deci plus 50 plus 100. Varianta 5 ar fi fost 1 plus 5 plus 10 plus 25 plus 100 și varianta 6 ar fi fost 1 plus 5 plus 10 plus 25 plus 50, da? Deci asta ar fi fost. Le-am generat foarte rapid și nu rămâne decât să fac calculul respectiv să văd aici cât îmi dă. Deci 175, 185, 190, apoi 107, 185, 186, apoi 175, 81, 181, apoi aici 165, 166, apoi aici au și avut 135, 141, 141 și aici iarăși varianta 50 cu 25, 125, 35, 41. Tot 141 nu se poate să fie. Deci aici au lipsit 50-ul. Nu, trebuia să lipsească 25-ul. Deci plus 50 aici. Și atunci aș fi avut 166. 166, dar mai avut asta. Aici lipsește cine? Deci lipsește 25-ul. Și undeva trebuia să lipsească 10, l-am spus. 50-ul. Aici mai sus 50 și sumele trebuie să dea diferite. Încă o dată. Aici lipsește 1, din coace lipsește 5, aici lipsește 10, aici îmi lipsește 25, e bine, aici îmi lipsește 50, trebuie să lipsească 50, deci plus 25, așa, și face 135, 41. 141. Și aici îmi lipsește 100. Deci plus 50. Iată
care este suma aici, cea mai mică, bănesc, nu? Așa și voi observați. Deci vine 160, 170, 185, nu, 85, 90, 91. 91 este aici. Deci, dragilor, dacă am fi avut varianta cu 5, am fi acoperit suma asta. Și acum, suma cu adevărat, dacă lucrăm mai în bani, este 524. Fiind 524, pe ea trebuie să o multiplic, fiindcă este același număr, dacă o multiplicăm cu 2 pe asta, vedem dacă ajungem la 100, la 524. Să vedem că nu. Cu 2, cu 3, cu 4, sigur, cred că maxim cu 3. Că mai mult de 3, de la 4 încolo, de ce pot să multiplic peste tot așa? Pentru că am același număr de monezi. Deci vine 3 de 5, 3 ori 5, plus 3 ori, plus 3 ori 10, plus 3 ori 25, plus 3 ori 50, și plus 3 ori 100. Sigur că îndată îmi dau seama cât depășește posibilitățile acestea de, pe 524. Dar dacă, după ce se zizesc că pot să mulțesc, sau am șansă să mulțesc cu același număr, mă gândesc invers să plec. Hai să-l descompunem pe 524. La cât s-ar împărți 524? Deci 524 este de 4 ori, 131. 4 ori 131. Dacă constat că 131 este număr prim și nu mai găsesc descompuneri, și iată, la 2 nu mai găsim, la 3 nu găsim. De ce la 3? Pentru că observați aici, suma cifrelor nu face un număr care se fac la 3. În concluzie, s-ar putea ca așa să fie număr prim. Și atunci, ce îmi sugerează mie, că pentru a ajunge la 524, n-am decât varianta să mulțesc cu 4. Da? Să mulțesc cu 4 peste tot. Ei, ca să mulțesc cu 4, trebuie să văd ce număr mi-ar permite să mulțesc cu 4. Iată, toate variantele acestea de aici, niciuna nu oferă posibilitatea să mulțesc cu 4. Deci niciuna nu oferă posibilitatea să mulțesc cu 4 și mă duc la 524. Dar știți de ce? Pentru că autorul, în afară de faptul că a gândit problema în alți termeni, ca să folosim doar câte variante de aici, doar 4 din cele 6 variante, sigur, el, din cele 6 variante, el poate să, de cel mai multe ori, mult mai ușor să compui o problemă. Dar e mult mai greu să o rezolvi. Așadar, el probabil și-a luat din cele 6 din cele 6 variante și-a luat 4 din ele, a mulțit cu 4 după observația asta, că are un număr egal de, un număr egal de monezi și atunci ajung la numărul 524. Noi acum facem drumul înapoi. Pe 524 l-am descompus ca fiind 4131 și ne este sugerat că doar înmulțim doar câte 4 monezi de fiecare tip vom avea. În condițiile în care ne ducem să vedem problema cu adevărat a autorului. Ce am vrut să vă spun? Că în varianta în care ar fi fost 5 monezi din cele 6, problema ar fi fost mai ușoară. Mult mai ușoară. Da? De ce? Pentru că chiar pe toate le-am generat. Toate variantele. Și sigur, aici e loc pentru a vedea cum autorul a construit problema. Da? Dar aici dacă mulțim cu 3, am putut face o altă problemă. Sau mulțim cu 4, am putut face o altă problemă. Pe fiecare din rezultatele acestea. Deci pe fiecare din rezultatele acestea, în varianta care am folosit 5 monezi. Sigur că aici rezultatul va fi, fiind un multiplu de numărul acesta, la sumei acestea, un multiplu fiind repet, depinde de câte monezi de același tip folosim. Dacă folosim 3 monezi de fiecare, mulțim totul cu 3. Dacă mulțim, vom folosi 4 de monezi de fiecare, aici este foarte important că sunt același număr de monezi, adică putem scoate pe 3 în factor comun,
3 pe lângă cei ce rămâne, 5 plus 10, dacă ar fi fost monezile de un număr diferit, n-am fi putut să scoatem factorul 1 sau n-am fi putut înmulți fiecare din relațiile astea cu cine? Fiecare din relațiile astea mulțite cu 3 peste tot sau cu 4 peste tot, în cazul nostru cu 4. Repet, din problema asta încercăm să ne ducem spre problema noastră care pare mai dificilă. Dar eu am dorit acum să vă introduc în problemă, să încercăm să mergem în problemă nu direct la gradul de dificultate al problemei acelea, ci să observăm din problema și asta mai ușurică cum anume am face demersul pentru problema mai dificilă. Da? Ei, acum haideți să încercăm pe același raționament să generăm toate variantele în cazul în care folosim câte două. Acum începe problema cea mai interesantă. Și visăm acum. Dacă o să le generăm pe toate, sumele vor fi sau sumele pe care le acoperim câte o monedă de fiecare tip vor fi diferite. Din ce motiv diferite? Pentru că sunt ele diferite de aici. Sumele diferite și atunci înseamnă că din numărul total de variante pe care le vom avea, înmulțim obligatoriu cu 4, una din sume va fi 131. Deci, dragilor, una din sume va fi 131. După logica asta de aici, sigur că ar fi interesant să găsim suma aceea, că totdeauna vor fi diferite. Deci, vedeți, eu acum fac și o selecție, dacă vreți, trimit spre unicitatea soluției. Da? Trimit spre unicitatea soluției pentru problema noastră. Dar nu e lipsit de importanță să le generezi pe toate variantele, să vedeți cum anume se generează aceste toate variante când le luăm câte 4 din 6. Nu câte 5 din 6. Că la 5 din 6 mi-a fost foarte simplu. Că am renunțat la câte una din ele și au rămas celelalte 5. Sigur. Vedem clar că sunt, datorită faptul că ele sunt monezi diferite, sumele pe care le generează fiecare variantă sunt diferite. Și nu, când am folosit câte o singură monedă. Și cum noi avem acest număr, va trebui să mulțim varianta aceea, să o descoperim pe aceea, mulțim cu 4 și absolut 4 de fiecare variantă, 4 de fiecare tip de monedă, ne va conduce la ceea ce înseamnă soluția unică. Da? Deci, pe observația asta, nu ar trebui să le generăm pe toate. Dacă cumva le ghicim, dacă cumva ghicim cine va face 131 din acestea adunate, doar 4 din ele, știm sigur că soluția e unică. Dar, repet, cel care se apucă de rezolva problema, trebuie să aibă în vedere ceea ce am spus mai devreme. Că 4 din ele se genereze 131. 4, da, 4 din ele se genereze 131. Sigur că dacă folosim, da, 131 se genereze 4 din ele, atenție, se genereze 4 din ele care fac, nu câte una folosim, adică mai exact. Dacă aș vrea să grăbesc, după observația făcută, nu ai șanse să faci, să rezolvi unicitatea decât după ce ai făcut această observație că monezele sunt diferite și acum patru, dacă le putem ghici, jucând acolo toate variantele, mă întreb dacă folosesc 100. Haideți să încercăm așa. Dacă aș folosi 100 și cu 50 mă duce, adepășesc pe 131. Deci nu-i corect. Deci cu cine fac eu 131 egal cu cine? Doar 4 din ele. Acum, doar 4 din ele rundurile. Așa, bunul simț, dacă le-aș aduna numai pe 50 cu 25 și cu 10. Deci 4 din acestea mai mici, 50, 25 și 10 și 5,
Nu se duc la 131. Indiferent cum aș face fără 100, fără 100, nu mă duc la 100, la 131. Deci 100 îmi trebuie. Observați acum, încerc eu să intru în problemă fără să generez toate variantele. Deci să merg pe ceea ce înseamnă mărirea vitezei, dar după toată discuția asta. Deci după toată discuția asta merită să ne ducem să descoperim varianta aceea știind că este unică. Deci de aceea spun. Deci 100 îmi trebuie. Deci voi pleca cu 100 și acum mi-au rămas 31 și rămâne de întrebat cum apropii eu pe 31. Deci pe 31 din ce îl fac? Deci din încă 3. 31 din, format din încă 3. Da? Încă 3 mai am. Păi, dacă iau pe 50, depășește. Dacă iau pe 25, încă am șanse. Am mai pus încă una, da? 25. Da? 25, două le-am folosit. Simt că două le-am folosit, e limpede. Și mai am încă două, dar trebuie să mă acopăr până la 31. Deci asta e zona pe care o acopăr acum. Și e 25 plus... Începem să vedem foarte bine plus 10. Facem 35. 35 și depășește pe 31. Așadar, am să mă duc cu plus 5, dragilor. Ca să mă duc la 30. Și încă plus 1. Iată cum am găsit. Mi-a fost egal cu 131 și problema este rezolvată. Pentru că acum răspunsul va fi așa. 100 plus 25 plus 5 plus 1 egal cu 131, iar totul de mulțit cu 4, adică 4 monezi de 100 plus 4 de 25, plus 4 ori 5, plus 4 ori 1, egal cu 4 ori 131. Adică fac 524. Adică 524 de bani, exact problema care am avut-o. Ana, și fiecare dintre voi care vedeți problema aceasta, vă propun să generați voi alte 4, la îndemână de acum, și veți vedea răspunsul respectiv, al sumei respectiv și mulțiți. Fie cu 3, fie cu 2, fie cu 5, n-am important. Important este că acest număr, 100, nu va mai fi 131 în problema voastră, ci va fi un alt număr generat, cum de fapt ați văzut și aici problemele acestea. Deci aici au fost sumele diferite, repet, diferite datorită faptului că monezele sunt diferite. Și monezele fiind diferite, sumele diferite și atunci când șansa e asta, că spunem un număr egal. Și autorul a fost drăguț să ai, nu autor, au gândit foarte bine, pentru că pe 524 vedem ca 431, deci nu, el nu-ți lasă libertatea la mai multor divizori. Deci dacă ăsta ar fi avut la rândul lui divizori, problema ar fi fost mai dificilă, pentru că acesta la rândul lui ar fi fost descompus și trebuia să luăm toate variantele ca tipuri de modele. Da? Deci el se oprește și încă ceva foarte important, că spune același număr de monezi. Același număr de monezi este limpede că pe 131 mulțim cu 4 peste tot, nu? Și avem 4 de 100, 4. Deci informația, același număr de monezi este esențială. Ea ne determină să gândim că atunci când folosim doar câte un tip, ajungem la 100 și vin aici numărul ăsta 431, observăm că trebuie să acoperim 100 pe 131 și ușor de observat pe 131. Cum ne uităm de într-o oglindă la aceste monezi,
Sesizăm că suta trebuie să o facem, că din ce aș fi avut aici patru ortare le-aș fi luat. Apropo de ce am gândit mai înainte. Dacă la acestea doar cinci monezi mă opream și luam din ele patru, observam că niciuna din cele de aici, cinci folosite, nu mi ofereau posibilitatea să ajung la 131. Atunci ce fac aici? Obligația să iau pe 100, deci neapărat 100, după observația asta, și acum am rămas să acoper pe 31 cu celălalt de monez. Și e ușor de observat. Deci raționamentul, acum, în redactare, cum aș fi eu corector? Noi acum am vorbit, am tot discutat, dar în redactare cum trebuie făcută problema aceasta, încât corectorul să vadă foarte bine cum ai raționat tu. Asta trebuie să faceți în redactare, pe așa. Deci în redactare trebuie să vă duci la problema mai ușoară, 5 din cele 6, ca să vedem clar cum apare unicitatea și ca să-ți poți tu argumenta foarte clar și alegerea asta a celor 4 din 5. Deci după observația făcută din varianta asta, în care spui, am de aici concluzia, sumele sunt diferite, așa vor fi și în varianta în care vă folosi oricare 4 din cele 6. Și atunci ai șansa să te duci cu argument foarte precis spre unicitate. Că nu mai există cineva, te poate întreba, da, nu mai fi și altă variantă? Răspunsul, nu. Pentru că ușor, ușor, din suma asta de 131, pentru a acoperi 131, se elimină foarte important lucru câte o valoare. Deci necesitatea lui 100 vine clar, pentru că din cele care au rămas 5 tipuri de monezi, luând câte 4, nu acoperim, nu ajungi la 131 fără 100, după care urmează discuția alegerii acelor trei, iată, alegerea celor trei monezi din 5. Alegerea celor trei monezi din 5 pentru 31. Deci am mutat problema într-o subproblemă. Deci iată cât de interesant este după ce am văzut chestia asta. Spun acum, mulțimea monezilor este 1, 5, 10, 25 și 50. Deci sunt 5 monezi la de mâna mea și pe care folosindu-le să acopăr 31 de bani. Cu cine? Ce variante? Că nu câte una, mă sigur. Aici era problema foarte importantă, da? Câte una? Păi, dacă renunți, dacă le iau pe 50, deci, dragilor, dacă le iau pe 50, celălalt de aici, să vede, dacă îl dau de o parte, poftim? Deci 31? Deci 31, pentru că de la 131, 100 am ales-o și mă rămas, am mutat problema într-o subproblemă. Subproblema e fiind acesta. Am doar monezele 1, 5, 10, am decis că 100 trebuie să o iau. Deci asta este momentul foarte clar. 100 rămâne. Deci eu, din cele 4 monezi, până am ales-o. Acum, din ce mi-a rămas din 5, trebuie să aleg 3 monezi de aici. 50 exclus, 31. Și 50 nu poate să intre în discuție atâta vreme cât pe 31 am de acoperit. Deci încă la 1 din cele 5 am renunțat prin selecția asta. Și mi-au rămas 1, 5, 10 și 25. Din care trebuie să aleg doar 3. Cât de simplu este de acum condus raționamentul, este vizibil la îndemâna mea. Doar 3 din acestea, cine să fie aceste 3 pentru 31? Ca într-o oglindă mă duc și nu observ că 25 și cu 5, da? 25 cu 5. Deci, pică și 10, pică și 10-le, dragilor, nu, fără discuții din cele 4. Pică 10 de ce? Că dacă eu am 31, nu pot să... Deci pe 1 leu. Deci îl sublinez, 1 trebuie să fie. Și mi-au rămas 30, da? Două din ele care să facă 30. Două din ele care să facă 30, aceste două sunt.
Deci la redactare... La redactare, dragilor, insist pe chestia asta. La redactare, așa puteți convinge pe cel care corectează. Și vreau să vă spun că în momentul în care ai făcut această redactare, pur și simplu este de publicat. Deci nu ca pe discuție. Frumusețea problemei este deosebită în clipa în care ai făcut această analiză. Că tu ai făcut pentru 5, ai observat variantele acestea. Deci care sunt momentele cheie? Hai să vedem momentele cheie ale problemei. Deci momentele cheie înseamnă așa. Să sesizez că din 6 câte 5 luate e o problemă mai simpluță. Ele, varianta asta vrea să anticipeze ceea ce spun mai târziu. Când am luat pe 100 și obligatoriu și acum nu am subproblemă pe care o am la îndemână, este asta, ca să din 4 să iau 3. Deci ea mi este de folos foarte tare, foarte important. Așadar, dragana și toți ceilalți care veți urmări problema că o voi pune, eu am făcut-o pentru tine, că am primit această problemă de la voi și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Nu ghicitul soluției este, ci unicitatea ei și cum anume pot, cum elaborez raționamentul. Deci, noi adulții, când explicăm o problemă, trebuie să găsim varianta aceea de a explica încât el să rămână tot timpul lângă tine. Sigur că eu aici las loc de o problemă foarte importantă de a genera toate variantele. Din 6 câte 4. Și din toate cele 6 câte 4, dragilor, câte 4, una va da 131. Știți câte sunt? Vă spun eu, sunt 15 variante. Cum se generează? Am să vă sugerez numai și vă las pe voi să vedeți pe toate variantele. Așa cum am mers aici cu varianta asta, deci așa cum am mers cu ideea de a genera variantele când am din 6 câte 5 și am găsit cele 6 variante, așa putem gândi generarea tuturor variantelor luând cât credeți voi acum, din cele 6 câte 4. Haideți să vă fac, să porniți voi, să vedeți cât de frumoasă este problema în condiția aceea și câte probleme veți putea face. Veți putea face cel puțin 15 probleme. Pentru fiecare din variante. Dar încă ceva. Acum, ca număr de monede, puteți schimba voi. Deci, Ana, cum ți-ți place să explici, aș vrea să faci un film după modul care am făcut eu aici, așa cum te-am văzut de atâtea ori, făcând partea asta actoricească, aceea de bucuria de a explica în engleză. Vreau să ascult și eu explicația ta în engleză. Știi când poți face asta, Ana? Când tu ai înțeles foarte bine soluția asta. Și de aceea Bucu mai insistă un pic pentru a fi foarte clar. Deci, pasul întâi. Am generat din cele 6 câte 5 monezi. Am sesizat că sumele sunt diferite datorită faptul că monezele sunt diferite. Al pasul 2. Pasul 2 a fost să sesizez că 524 se divide la 4. Da? Deci 524 bani, da, foarte bine. Acest 524 bani că e egal cu 4 ori 131 bani. Foarte, foarte important. Este al doilea pas al problemei. Foarte important.